Amintiri cu și despre artiști plastici. Litere și personaje, Georgeta Năpăruș grafică, este cea mai nouă expoziție prezentată publicului iubitor al artelor spectacolului, dar nu numai, în foaierul media, aripa intercontinentală a Teatrului Național Ile Caragiale. Evenimentul vizual a fost gândit special pentru acest teatru de care artista a fost legată sentimental și pentru care a executat la un moment dat un proiect de cortină. Evenimentul, realizat în parteneriat cu spațiul Colonia Art, l-a avut curator pe Silvian Sferlea. Era păcat să nu apară această expoziție, lucrările se aflau în bună condiție. Mape. În mape, exact. Era păcat să stea doar acolo. Sunt un număr de 63 de lucrări. Toate sunt din colecția Ilie Grigorescu. Cu Ionica Grigorescu, artist vizual și cumnat al plasticienei Georgeta Năpăruș, am vorbit despre nedreapta uitare a unor creatori importanți și despre efortul de a-i repune în lumină. Într-un fel, altă soarta celor care ne-au părăsit. Sunt treptat uitați, dar sigur că diverse instituții îi păstrează la anul, la MNAC, se organizează o expoziție Octav și Georgeta Năpăruș și cu ocazia asta s-au văzut că muzeele din țară au o cantitate foarte mare dintre cele mai bune lucrări ale lor. Amintiri cu și despre artiști plastici. Pavel Șușară vede în opera Georgetei Năpăruș modernitatea. Ea este de o modernitate a cărei radicalitate este estompată prin această strategie a accesibilității pe care o creează. Ea apelează la o lume a formelor, să zicem, legate de un anumit câmp etnografic. Apelează la forme pe care memoria noastră le are în stocul ei activ și care sunt legate într-un fel de un anumit tip de ruralitate, dar această ruralitate trimite către o lume inițială, nu către retorica rurală sau către o lume a satului în mod direct. Amintiri cu și despre artiști plastici. În ce împrejurări au fost create lucrările acum expuse în foaierul media Aripa Intercontinentală a Teatrului Național Ile Caragiale, ne mărturisește Olga Grigorescu, muzicolog, cumnata Georgetei Năpăruș. Aceste lucrări, pasteluri, desene, cutuși, sunt lucrări făcute în perioada în care Georgeta Năpăruș a fost foarte bolnavă, era paralizată și timp de câteva luni bune ea a trebuit să renunțe la atelierul pe care îl iubea nespus de mult și la care se ducea cu o religiozitate extraordinară. Câteva cunoștințe care țineau foarte mult și la ea și la ceea ce făcea ea, au stimulat-o să-și continue cumva munca ei de pictoriță, aducându-i hârtie specială, pasteluri, creioane, acoarele. Și ea atunci a început să lucreze tot așa zilnic. Desenele acestea i-au prelungit pur și simplu viața. Amintiri cu și despre artiști plastici. Expoziția este cu adevărat una ieșită din comun, pentru că Georgeta Năpăruș este un artist ieșit din comun. În perioada asta se împlinesc 20 de ani de la dispariția ei și asta este prima expoziție care o readuce în actualitate și nu oricum, ci cu lucrările pe care le-a generat ultima ei perioadă de viață, starea ei de suferință și care sunt cumva, constituie un set complet dincolo de datele intrinseci, dincolo de lumea ei artistică, dincolo de datele ei formale, sunt și cumva un moment existențial, închid în el un moment existențial ieșit din comun. Georgeta Năpăruș este, în ciuda faptului că a fost leoaică, un artist extrem de discret. Și până la un punct ea a fost discretă până aproape de invizibilitate. Deci a făcut parte dintr-o dinastie de artiști și e suficient să-l amintim pe soțul ei, pe Octav Grigorescu,
și pe Ion Grigorescu din familie, ea a stat cumva într-un soi de penumbră. A ieșit mai puternic în spațiu public și a căpătat o vizibilitate mai mare după dispariția lui Octav Grigorescu. A avut un fel de pudoare, un fel de sfială în perioada în care au fost împreună în ceea ce privește ieșirea ei ofensivă, ieșirea ei pregnantă în spațiu public. Din momentul în care a devenit un actor vizibil în spațiu public, a devenit și cumva un caz special al artei românești și al picturii românești. Sunt puțini artiștii cu care ea ar putea fi asociată în spațiul nostru artistic. Două nume vin în minte acum, dacă ar fi să îi găsesc niște vecinătăți de viziune stilistică. Unul ar fi Ilie Boca, de pildă, și oarecum într-o altă variantă, pe un alt versant, într-o altă perspectivă, poate Florin Mitroi. Georgeta Năpăruș este un artist paradoxal. Ea seduce privitorul și în același timp îl duce pe piste false până când el încearcă să se recupereze și să-și găsească adevăratul tonus în relația cu imaginea ei. Pentru că ea dă senzația unei lecturi ușoare, unei lecturi accesibile. Lumea ei este plină de evenimente, instrumentează imagini complexe cu personaje, cu forme zoo și antropo, creează frize ample pe orizontale care, articulându-se, creează imaginea printr-o succesiune pe verticală. Și fiecare privitor crede că simpla privire a rezolvat problema contactului cu lumea Georgetei Năpăruș. Nimic mai fals. Dificultatea abia de aici începe. Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.